Postul Paștelui a început în acest an de astăzi și se va încheia în 20 aprilie, când toți creștinii ortodoxi, dar și cei catolici, vor sărbători Învierea Domnului. Acest post este considerat cel mai lung și aspru din an, care durează 7 săptămâni și cu doar 2 dezlegări la pește, de Buna Vestire în 25 martie și de Flori în 13 aprilie. În aceste perioade din an, când se ține post, rafturile marilor magazine, dar și tarabele din piață se umplu de produse și legume menite să le facă sarcina mai ușoară celor care vor să se curețe de păcate. Și pentru că de astăzi se ține post, am venit în piață să-mi cumpăr câte ceva de mâncare. Așadar, am cumpărat 2 legături de ridic, 1 kg de roșii, 2 salate, 1 kg de castraveți și 2 legături de ceapă. Toate aceste legume m-au costat aproape 20 de lei. Și dacă mai adăugăm și alte produse, pentru că o salată nu se poate mânca goală, vom constata că un coș zilnic de post ne va costa în jur de 40, chiar 50 de lei. Giurgiuvenii care postesc înaintea marilor sărbători au peste 45 de ani și câștigă sub 700 de lei pe lună, de aceea mulți spun că vor ține post în limita posibilităților. Veți ține post? Da. Veți ține tot? Nu. Sunt în vârstă și nu pot ține, că eu medicamente. Dar așa prețurile, cum vi se par la legume? Credeți că v-ați permite? Îmi permit pe cât e pensia. Dacă pot să iau, iau. Dacă nu, pe cât e posibil și ceea ce îmi permite organismul. Da, dacă e dar bolnavă și nu prea pot să țin numai post. Dar mai... așa prețurile, cum vi se par? V-ați permite să țineți tot postul? Prețurile, eu stau la țară și consum mai mult de la mine natural. Așadar, dintr-o scurtă analiză, reiese că cei care țin post în această perioadă cheltuie mai mult pe mâncare decât cei care nu respectă această tradiție. Legumele de sezon sunt scumpe, iar giurgiuvenii pot plăti chiar și până la 7 lei pe un kilogram de roșii, 2 lei pe o legătură de ridic și 3 lei pe o salată. Ca să nu mai vorbim de laptele, cașcavalul sau alte produse din soia, care sunt mai piperate la preț decât cele naturale.